invit acum să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Vom citi Scriptura începând cu versetul 1. Ioan, capitolul 20, începând cu primul verset. Să ascultăm cuvântul. În ziua din a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Isus și le-a zis: Au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre, spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru. A văzut că de pânză. a văzut fâșii de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el și a intrat în mormânt și a văzut fâșii de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Isus nu era cu fâșii de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc. Atunci, celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepuseră că după Scriptură, Iisus trebuia să învie din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Și pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. Femeie i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a auzit aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Isus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Isus. Femeie, i-a zis Isus, de ce plângi? pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie, ea s-a întors și a zis în evreiește, Rabunii, adică învățătorule, nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le, că mă voi sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Vă invit să vă reașezați. În această zi de sărbătoare, proclamăm din nou și din nou că Isus Hristos este viu. Numele lui să fie binecuvântat. Învierea Domnului nostru Isus Hristos este garanția că Dumnezeu controlează istoria oamenilor și că în ea el are ultimul cuvânt. Răscumpărarea este posibilă. Iertarea păcatelor este posibilă. Renoirea tuturor lucrurilor este posibilă. Garanția că așa stau lucrurile este învierea lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, pe care astăzi, împreună cu creștinătatea din partea răsăriteană a lumii, o sărbătorim. Isus Hristos este viu, binecuvântat să fie în numele Domnului. E bine să ne aducem aminte și să subliniem că învierea lui Isus Hristos este o înviere în trup. Nu este o simplă revenire la viață, ca și cum cineva dintr-un leșin sau dintr-o stare de comă profundă ar fi readus la simțire. Învierea lui Isus Hristos este o înviere reală. Într-adevăr, El a murit. Moartea Lui este un lucru certificat. Trupul Lui a fost pus pe cruce. Coasta Lui a fost străpunsă cu o suliță și din rana deschisă a curs sânge și apă. E dovadă clară că Iisus Hristos a murit cu adevărat. Cei care au verificat dacă Iisus a murit sau nu, s-au asigurat că într-adevăr El este mort prin faptul că i-au străpuns cu sulița coasta. A fost așezat în mormânt. După cum se făceau în vremea aceea în mormântările, și după cum era înveșmântat, înfășurat în pânze, în fâșii și acoperit cu tot felul de iresme, din irodenii, îmbălsemat corpul, de n-ar fi murit înainte de îngropare, precis, sufocat de pânzile acelea, ar fi murit. A treia zi din morți ambiat. Învierea lui este o înviere reală și în același timp diferită de orice altă înviere care a avut loc în istoria omenirii. Scriptura ne spune că Isus a înviat prin puterea cuvântului său pe unii dintre cei care muriseră. L-a înviat pe Lazar, a înviat pe fiul văduvei dinain. Însă acei oameni care au avut parte de înviere, după o vreme au trecut din viața aceasta gustând moartea. Isus învie și niciodată nu mai moare. El e viu în vecii vecilor. Numele Lui să fie binecuvântat. Isus Hristos, prin actul învierii sale, garantează pentru noi mântuirea și iertarea de păcate. Slăvit să fie Dumnezeu! În această dimineață, am pe inimă să vă împărtășesc un cuvânt pe care l-am intitulat Dovezi ale învierii lui Isus. Vă întreb, dumneavoastră credeți că a înviat Isus? În această dimineață, aici, în Biserica Emanuel, atmosfera este mult mai favorabilă credinței în învierea lui Isus decât a fost între ucenicii Domnului Isus în dimineața aceea de duminică. În dimineața aceea de duminică, atmosfera era încărcată de scepticism, de frică, de temeri, de îndoieli, de confuzie. Iar în mijlocul acelei stări, în mijlocul acelei adunări, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a arătat deodată. Imaginați-vă, vă rog, că noi vorbind aici între noi, cântând, rugându-ne, ascultând, deodată am avea parte de arătarea în trup a Domnului Isus, așa cum s-a arătat în ziua aceea, acolo. S-a făcut deodată văzut în mijlocul lor. Au putut să-l atingă, au putut să-i vorbească. Cuprinși de mirare, Scriptura spune că erau atât de îndoielnici încât au crezut că ceea ce le vede ochii este de fapt o fantomă, un duh și nu Isus înviat în trup. Ca să le spulbere aceste temeri, aceste gânduri, Domnul Isus Hristos s-a adresat, adresat lor spunându-le: De ce vi se ridică în inimă astfel de gânduri? Nu sunt un duh. Un duh nu are carne și oase, cum mă vedeți pe mine că am. Și apoi a întins înspre ei mâinile, le-a arătat mâna străpunsă și a invitat să-l atingă, să-l pipăie și să se convingă că, într-adevăr, ceea ce au sub ochii lor este Isus Hristos înviat în trup. Apoi a continuat spunând, aveți ceva de mâncare? Și a găsit în casă pește, și miere. Evanghelia ne spune că a luat acestea și a mâncat în mijlocul lor, dovedind încă o dată că El a înviat în trup. Isus este viu, slăvit să fie în numele Lui. Există oare un temei pentru credința în învierea lui Isus? Când spunem Hristos a înviat, afirmația aceasta este o afirmație pe care o facem în credință, fără să aibă ea un temeu, un temei rațional, logic, fără să fie dovedită cu argumente care mulțumesc mintea omului căutător, E doar o declarație pe care o rostim în crez, fără să aibă acoperire? Pe Dumnezeu nu l-am văzut niciodată cu ochii. Biblia spune că Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia și că nimeni nu l-a văzut vreodată și nici nu-l poate vedea vreodată o ființă umană ca apoi văzându-l să mai rămână în viață. El locuiește într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia. Totuși, Semnele existenței sale, ale prezenței sale, sunt evidente. În ce privește învierea lui Isus Hristos, dovezile sunt palpabile mult mai palpabile decât dovezile existenței lui Dumnezeu. Și acest lucru se datorează faptului că Isus Hristos s-a întrupat. El a putut fi văzut. El a locuit printre noi. Apostolii au spus ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am auzit cu urechile noastre, ceea ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la Isus, Cuvântul Vieții. Aceea vă propovăduim. Haideți să împărtășim câteva dintre dovezile care confirmă că Isus Hristos a înviat din morți. Cu îngăduința dumneavoastră, în timpul pe care îl avem la îndemână, vom trece în revistă șase sau șapte, după cum va fi timpul, asemenea dovezi. Le găsim în scriptură, o parte a lor, o altă parte a lor, le găsim în istorie. O altă parte a lor le găsim în însăși viețile noastre. Întâi de toate, o primă dovadă care confirmă că Isus Hristos a înviat din morți este însăși narațiunea Sfințelor Evangheliei. Evangheliile, din perspectiva învierii lui Isus Hristos, sunt documente care confirmă că Iisus Hristos a înviat. Sunt înscrisuri vechi, 2000 de ani în urmă, scrise, care confirmă mărturia acelora care au trăit, au văzut, s-au întâlnit, au vorbit cu Iisus Hristos cel înviat. Această narațiune a Evangeliilor nu este o poveste inventată, cum poate că unii ar vrea să creadă. Nu este o poveste înființată de apostoli, cu dorința de a justifica existența bisericii, crezul pe care își-l formaseră. Această narațiune pe care o găsim în cele patru evanghelii, la sfârșitul fiecăruia dintre ele, și apoi în epistole, în câteva dintre aceste epistole, sunt dovezi istorice, sunt documente istorice, mă rog să ne uităm așa la ele, documente istorice care confirmă că Isus Hristos este viu. Câteodată între oameni apar dispute și așa de mari sunt disputele încât oamenii aleg să se ducă în justiție și judecătorii, completul de judecată, să arbitreze prin autoritatea lor disputa respectivă. Ca la orice proces, și la procesul acela imaginar despre care vorbim, judecătorii cer dovezi, declarații, mărturii, declarații ale marturilor oculari, înscrisuri, documente certificate, asumate de cineva, și nu-i suficient unul, sunt mai multe cerute, se cere ca aceste mărturii să fie susținute cu jurământ, autenticitatea lor să fie probată și dacă se adună asemenea mărturii, judecătorii arbitrează în funcție de cuvântul lor. Acum dacă s-ar ține un proces și tema acelui proces să fie putem proba cu documente istorice că Iisus Hristos a înviat din morți, Evangheliile ar fi acele documente. Ele au niște autori care le-au scris, ele sunt asumate de niște oameni, asumate de niște comunități care declară că Isus Hristos este viu. Și cu atât este mai autentică această consemnare, cu cât ea conține câteva detalii care ar putea fi numite aparente contradicții. Nu odată i-am auzit pe tineri și pe tinerii noștri studenți în discuțiile pe care le avem cu ei. Cum oare se explică faptul că între cele patru evanghelii, în narațiunea momentului învierii, evenimentului învierii, pare că există aici colo contradicții? Ba că era dimineață, ba că încă era întuneric, ba că încă erau pe drum, ba nu erau pe drum, detalii de felul acesta. Haideți să presupunem că evangheliile ar consemna o poveste gândită, Fabricată cu scopul de a induce un crez, și că s-ar fi întâlnit la oaltă apostolii să facă sfat și apoi să scrie ceva care să confirme crezul lor. Credeți că le-ar fi scăpat aceste aparente contradicții? Păi, când te gândești să fabrici o poveste, o fabrici cât se poate de credibil. Nu las loc de întrebări. Aceste aparente contradicții se înrădăcinează în însăși natura Evanghelilor, felul în care au fost scrise. Ele reprezintă patru perspective ale Apostolilor Domnului, care au fost inspirați să scrie aceste Evanghelii în momente diferite și în locuri diferite. Ei sunt martori ai celor care s-au petrecut și au relatat lucrurile mânați de Duhul Sfânt din perspectiva lor. Când te uiți cu băgare de seamă, realizezi că ai în față patru martori, patru documente, care furnizează fiecare detalii, pe care dacă le iei în seamă și le pui împreună, reușești să construiești întregul eveniment și să înțelegi clar ce s-a întâmplat acolo. Aceste patru Evanghelii, imaginați-vă că ar fi, le-am putea compara cu patru boxe, boxe audio. Iată, avem aici una, încă una. Imaginați-vă că ați fi într-o încăpere care are patru colțuri și în cele patru colțuri ale camerei ați pune patru boxe. Iar în casetofon, rog, în ce aveți dumneavoastră, difuzați o piesă. Să zicem că un compozitor a compus o piesă muzicală care e menită să se audă bine în aceste patru boxe. De așa fel a gândit compozitorul piesa încât uh, o anumită boxe preia, să zicem, un instrument în cealaltă se aude mai tare basul, în cealaltă se aude mai tare, eu știu, poate trompeta, în una e o voce, nu știu cum, la un moment dat compozitorul se gândește să imite zborul unei păsări și din cum sună instrumentele, parcă te înconjoară pasărea aceea în zbor și așa merge sunetul, de la una la cealaltă, la cealaltă, la cealaltă. Ai nevoie de toate patru ca să auzi bine, ce a intenționat compozitorul să se audă. Eu închis pe una, nu mai auzi piesa. De o dai mai încet sau mai tare pe alta, dezechilibrezi lucrurile. Aceste patru Evanghelii pe care le avem, și în care este consemnată mărturia cu privire la învierea lui Isus Hristos, mesajul este ca piesa aceea despre care am vorbit. Și care se aude perfect când știi să auzi. Să asculți la volum potrivit și aranjate bine glasul celor patru Evanghelii. Narațiunea aceasta, faptul că în aceste documente găsim povestea învierii lui Isus, e dovadă a învierii. Ați auzit de Socrate? Cine a auzit de Socrate? De Alexandru Macedon, ați auzit? Credeți că au existat aceste personaje istorice? De, puneți dumneavoastră, împăratul Belușațar. Oamenii care au trăit, a căror existență e proclamată pe buzele oamenilor, creștini sau necreștini, atei sau credincioși. Deci nu le trece prin mintea ateilor să spună că Belușațar n-a existat. Și când îi întrebi pe ce-ți bazezi crezul, o să ne trimite la documente istorice. Și în fața celor mărturii evidente, ne aplecăm spunând așa e. Păi dați-mi voie să vă spun. Nu există în lumea aceasta documente care să confirme învierea, care să confirme existența acestor personaje istorice, cum sunt documente care confirmă că Iisus Hristos a înviat din morți. El e viu. Slăvit să fie în numele lui. Al doilea argument, dovadă, pe baza căreia spunem că Isus Hristos a înviat, este povestea mormântului gol. Auzi mereu trimiterii la faptul că Isus a înviat din morți și dovadă a învierii sale este mormântul gol. Găsim această temă în Evanghelii, o regăsim în cântecele noastre. Dacă ați fost cu atenție la textul cântărilor, ați băgat de seamă cum mereu a apărut această temă. Mormântul este gol. Cum explicăm faptul că mormântul lui Iisus Hristos a fost gol? Să faci slujbă de mormântare vineri seara, să pui trupul în mormânt, după obiceiul iudeilor de a îngropa, nu s-arunca pământ peste sicriu, cum înmormântăm noi acum. Era o cavitate într-o stâncă, să spar o scobitură într-o stâncă, sau putea fi o peșteră naturală, o cavitate acolo. Acolo, în interior, erau așezate corpurile, după ce erau înveșmântate, îmbălsămate cu tot felul și închise, în tot felul de fâșii, de pânze, ca să fie acoperite, cu totul acoperite, de la gât în jos și apoi separat capul. l a așezat vineri în mormânt? Duminică dimineața, spune scriptura, femeile s-au dus la mormânt ca să continue lucrarea de îmbălsămare, aduseseră cu ele miresme și aveau un plan să continue, ceea ce nu reușiseră să facă așa cum se gândeau că ar fi trebuit să facă, și în loc să găsească în mormânt trupul lui Isus, au găsit ce am citit în Evanghelie. Un mormânt gol, niște îngeri care li s-au arătat și le-au împărtășit ce se întâmplase, și de aici apoi s-a pornit o întreagă vestire că Isus Hristos a înviat, binecuvântat să fie în numele Lui. Cum de a ajuns mormântul acesta gol? O opinie care a circulat foarte mult în secolul I și despre care Matei, în capitolul 28, de la versetul 11 la 15, face referință, spune că la bază se găsește faptul că ucenicii lui Isus au furat trupul. Varianta aceasta a fost varianta propusă de iudaism. Li s-a părut mai cuminte. A, așa e, nu l-a mai găsit nimeni. Dar L-au furat ucenici. Haideți să rămânem un pic la această ipoteză. Este oare posibil, e logic, e rațional să acceptăm că ucenicii lui Isus ar fi putut fi autorii dispariției trupului? Că trupul lui Isus a fost furat de ucenicii lui Isus? După părerea mea, sub nicio formă. Și logica acestei observații stă în următoarele puncte. Primul rând, Ucenicii Domnului Isus Hristos nu se așteptau nici de cum ca Domnul Isus să îmbie. Pe de altă parte, mormântul lui Isus Hristos a fost păzit bine de o strajă romană, așezată cu intenție la cererea preoților și cu acordul lui Pilat la mormânt. Mormântul a fost sigilat cu un semne oficiale, și nu era posibil ca o mână de ucenici să ocolească această gardă romană și să fure trupul în timp ce soldații, așa a fost povestea, dormeau. Pe de altă parte, dacă l-ar fi furat, întreb, ce să facă? Ce se facă cu trupul Domnului Isus? Să presupunem că o posibilitatea aceasta, sau mă rog, explicația aceasta ar fi fost posibilă. Și l-au furat, ce să facă cu el? să-l pune împărat? Păi nu l-au putut pune împărat când era în viață. Ce să facă acum cu un trup fără viață? Și apoi încă ceva. Dacă ei ar fi fost autorii dispariției trupului Domnului Isus, vă întreb, ar fi fost gata să-și dea viața ca martiri pentru o minciună? Dacă ați fi fost dumneavoastră în locul lor, dacă ai fi fost dumneata Iacov, fratele Domnului, dacă ai fi fost dumneata Iacov, apostolul, Petru, apostolul, dacă ai fi fost Ștefan, căruia ți s-a arătat, la peste 500 de prați s-a arătat, întrebare, și ai fi știut, Iisus n-a înviat, e o minciună, noi am luat corpul, l-am ascuns undeva, am fabricat povestea aceasta, să inducem oamenilor o speranță, falsă speranță, v-ați fi dat viața pentru minciună? ați fi ales să plătiți cu viața știind că acoperiți o minciună? Pe la baza martirajului creștin nu stă o minciună, ci stă învierea lui Isus, Fiul lui Dumnezeu. Sub nicio formă nu poate fi explicată dispariția trupului Domnului Isus de faptul că ucenicii l-au furat. Mulțumesc foarte frumos! Pe de altă parte, Există și opinia că trupul domnului Isus Hristos a fost furat de dușmanii domnului Isus. Nu l-au luat ucenicii, dar l-au luat oponenții. Să presupunem că această posibilitate uh, s-ar fi adeverit, și că într adevăr corpul a fost furat de ucenici, a fost furat de dușmani. Logica ar fi așa. Uh, oamenii aceștia, discipolii lui Isus, au stârnit vorba că va învia, Iisus a spus că va învia, acum au se vor duce, vor fura trupul și vor inventa povestea că a înviat. Ei, ca să le ieșim în cale, ca să nu cumva să-i lăsăm să fure trupul și să inventeze povestea că a înviat Iisus, hai să luăm noi trupul. Îl mutăm pe ascuns cu ajutorul gărzilor romani, îl punem în altă parte și îi lăsăm să, ved, să vedem ce o să facă. Creștinii ăștia o să vedem ce o să facă. Chipuiți-vă că acesta ar fi fost scenariu. Și că ajungi la mormânt, într-adevăr, discipolii Domnului Iisus au văzut că trupul nu era acolo. Și că dispariția trupului au interpretat-o ca a lui Iisus Hristos. Imaginați-vă că trupul ar fi fost luat de mari preoți și de oponenții Domnului Iisus. Strategic, cu siguranță ar fi lăsat o zi, două, săptămână să-și facă povestea. Și după ce s-ar fi făcut povestea că Isus a înviat, ar fi scos la iveală trupul lui pe care l-au ținut, nu știu unde l-au ținut până atunci, ca dovadă că totul este o făcătură și că Isus n-a înviat. Trupul lui, drept dovadă, e aici. Vă întreb pe dumneavoastră. Cărturarii și farisei și marii preoți au acceptat că Isus Hristos a înviat? Sub nicio formă. S-au luptat cu toată puterea lor ca acest adevăr să nu fie vestit au putut în sprijinul negării învierii să arate cuiva trupul lui Isus? Nici de cum. Asta de confirmă că nu ei sunt autorii dispariției, dispariției trupului lui Isus. Mai e și posibilitatea că Isus ar fi ieșit singur din mormânt după ce în urma chinului suferit pe cruce ar fi doar căzut în leșit sunt dintre aceia care neagă învierea reală a lui Isus, spunând că el de fapt a căzut într-o stare de comă, un leșin profund și în răcoarea mormântului Domnul Isus s-a trezit și de acolo apoi a ieșit. Întrebările, pe, pe, interpretarea aceasta se confruntă cu câteva probleme extrem de delicate. Și dacă n-ar fi murit cu adevărat, și dacă ar fi, și-ar fi revenit la viață, cum se poate explica faptul că a îndepărtat din interior fâșiile acelea de pânză, când el era înfășurat cu ele, 50 de kilograme de miresme, de aloie, de tot felul de substanțe pentru îmbălsăbare au fost folosite și înfășurat cu fâșii de pânză, pus iar în miresmele, iar o fâșie de pânză rotită în jurul corpului și iar rășinile acelea puse până când s-a făcut așa substanțial. Cum să ieși de acolo? Și dacă te leagă cu cineva cu o funie de mâini, nu te poți dezlega singur. Să presupune că a reușit să scape din prinsoarea fâșiilor de pânză. Cum a ieșit dinăuntru, dând piatra la o parte? E mult mai logic să accepti, fie că a fost furat de ucenici, fie de dușmani, decât că leșinat, reveni la viața, a și singur nu ne rămâne altă explicație rațională, logică, decât cea declarată de Evanghelie. Că faptele care s-au petrecut sunt cele descrise în Evanghelie. Că deodată din cer de la Dumnezeu s-a coborât un înger care a dat piatra la o parte, între timp Iisus Hristos a înviat prin puterea lui Dumnezeu, corpul efectiv a dispărut din fâșiile acele de pânză, și învierea a fost dovedită prin faptul că, dată la o parte, piatra fiind, oamenii au fost invitați să vină să vadă ce s-a întâmplat. Mormântul gol e o dovadă că Iisus Hristos a înviat. Mai e o dovadă care trebuie luată în considerare, consemnată cu atenție în Evanghelia după Ioan, mormântul nu tocmai gol. Vă rog să observați că veșmintele în care fusese înfășurat trupul Domnului nostru Isus, erau acolo, deși trupul lui nu mai era. Evanghelia consemnează că în mormânt au rămas veșmintele în care Iisus Hristos fusese pregătit pentru înmormântare. Vă aduceți aminte când a înviat Lazar? Cum a ieșit afară din mormânt? Era legat. Iisus a zis, desfaceți-i legăturile. Ei, omul a înviat, Lazar a fost înviat și cum a putut, când a zis Iisus, Lazar ieși afară, a ieșit. Cum a putut de acolo? s fi târâit, nu știu cum. Dar a ieșit cu veșminte cu tot. Veșmintele lui Iisus, în schimb, au rămas înăuntru. Să ne uităm la Ioan 20, de la versetul 4 la versetul 8. Acolo e un cuvânt foarte interesant. Cuvântul spune așa au alergat, au început să alerge amândoi împreună, Petru și cu Ioan. Dar celălalt cinic alerga mai repede decât Petru, Ioan era mai tânăr, și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru și a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Ioan ne consemnează impresia lui, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Uitați ce urmează. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Deci, al doilea martor. Uitați-l la versetul 7. Și aici este un detaliu. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Isus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Și-o fost acolo. Că după aia versetul 8 spune așa. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Ce a crezut? Că fâșiile erau pe jos? Și că sulul cu care, care fusese pus pe capul lui Domnului Iisus, făcut sul, era pus în altă parte? Asta a crezut. Nu, a crezut sensul acestor fapte. Adică că Iisus a înviat. Ce ne spune, de fapt, această narațiune? Mormântul nu tocmai gol. În ritualul de mormântare iudaic, din respectiva vreme și care a fost perpetuat până aproape în zilele noastre, corpul era îmbălsămat și de la gât în jos, de la umeri în jos, înfășurat într-o pânză, învelit efectiv în pânză și după aceea între fâșiile acestea de pânză, bucata aceasta de pânză, între fâșii erau așezate miresmele, tot felul de substanțe cleioase menite să conserve, să îmbălsămeze corpul. Apoi acestea înfășurate, înfășurate fiind, efectiv corpul era pus, imobilizat, cuprins cu totul în aceste fâșii de pânză de la gât în jos. Citim în Evanghelie că pentru îmbălsămarea Domnului Isus, Nicodim a adus aproape 100 de litri de smirnă și aloie care au fost combinate, aceste rășini, combinate cu fâșiile de pânză cu giulgiul acela înfășurat în jurul trupului Domnului Isus. De la gât în sus era acest ștergar care era învelit în jurul capului aceeași operațiune repetându-se. Erau puse uh, aloie, smirnă și simiresme și era înfășurat separat capul. Vă aduceți aminte când a fost înviat Nain că era în drum spre mormântare, purtat spre mormântare, Iisus i-a zis, tinerelule, scoală -te! și s-a sculat. Capul nu era înfășurat, acesta se înfășura în mormânt. Ei, ce este de observat aici, este că în clipa în care Domnul Iisus, așa imaginați-vă că ar fi aici o nișă, așezat așa, ca pe un catafalc, îmbalsemat corpul De la gât în jos, înfășurat în pânză Și separat capul în acel ștergar Închipuiți-vă că într-o clipă Ar dispărea din interior corpul Asta s-a întâmplat când a înviat Iisus Într-o clipă corpul a dispărut Sub greutatea 100 de litri, aloe și smirnă sub, sub propria greutate Dispărând corpul pânzele acelea au lăsat în jos. Și s-au rostogolit, căzând jos. Separat, ștergarul care învelea capul, ca o nucă fără miez. Imaginați-vă așa, sunt fășor capul cu acestea, și până la gât în jos, n-ai cum să scoți capul. E prea strâns, Imaginați-vă așa, ca un minge, cât e doar în jurul gâtului și goală. Ăsta a fost ștergarul care a fost văzut. Care a rămas la loc, de o parte. Celelalte rostogolite sub propria greutate. Asta au văzut ei. Și nu și-au putut explica nici cum ce s-a întâmplat decât zicând Iisus a înviat. Mormântul nu tocmai gol e viu, binecuvântat să fie în numele Lui în veci. Arătările Domnului Isus după înviere sunt o dovadă lămurită că El a înviat. Au fost atâția martori. Ne spune cuvântul că s-a arătat Mariei, apoi s-a arătat celorlalte femei, după aceea s-a arătat lui Petru, apoi s-a arătat celor 11 apostoli, s-a arătat pe drum la doi dintre ei, cei doi care mergeau spre Maus, Regăsim în Evanghelia după Ioan că Isus îi arată lui Toma, căruia îi adeverește că într-adevăr el este viu și Toma acceptă închinându-se spunând Domnul meu și Dumnezeul meu. S-a arătat altor ucenici în timp ce s-au dus la pescuit pe marea Tiberiadei, apoi zice Scriptura, s-a arătat lui Iacov și s-a arătat deodată la 500 de frați. Vă rog să observați că deja, în urma învierii lui Isus Hristos, comunitatea de credință se formase. 500 de frați, adunați la oaltă. Și deodată Iisus Hristos, înainte de înălțarea sa la cer, s-a arătat acestora. Ca în Evanghelia după Luca, să ni se spune în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 1, să ni se spune că Iisus, timp de 40 de zile, s-a arătat ucenicilor săi, dovedindu-le prin multe dovezi că El este înviat și că este Fiul lui Dumnezeu, lăudat să fie în numele Lui în viață. Toate aceste arătări ale Domnului nostru Isus Hristos, toate aceste arătări confirmă și sunt dovezi că el a înviat dintre cei morți. Pentru noi, cei care trăim la 2000 de ani diferență de timp de momentul acela, aceste arătări poate nu au forța, nu au mesajul, mesajul nu are forța pe care a avut-o și convingerea pe care a avut-o pentru cei din acea generație. Dar imaginați-vă că s-ar fi întâmplat în Sibiu săptămâna trecută. Și că s-ar ridica din Sibiu martori, după cum găsim aici, 500, alți 12, în altă parte 2, dincolo un grup de femei, în partea cealaltă 11 într-o casă, în partea cealaltă unul dintre frații lui Iacov, fratele Domnului. Și lui Iacov i s-a arătat. Iacov este cunoscut că a fost ostil înainte de moartea și înainte de învierea lui Isus. Împreună cu frații lui s-au dus să-l ia pe Domnul Isus și să-l ducă acasă, spunând că le face neamul de rușine. S-a făcut vorbă că și pierduse mințile și au vrut să-l ducă acasă. Cum explicăm această transformare a fratelui Domnului Iacov, căruia Isus îi se arată înviat și care devine unul dintre stâlpii bisericii și prin care a fost dată și partea Noului Testament, epistola lui Iacov. Cum putem explica decât spunând Hristos a înviat? Bine, Binecuvântat să fie în numele Lui. Transformarea ucenicilor este al cincilea, a cincea dovadă. Schimbarea pe care oamenii aceștia o trăiesc. O transformare care nu poate fi explicată psihologic. Nici într-un fel. Pe fond se cere un miracol. Înainte de înviere, ucenicii sunt speriați, descurajați, debusolați, risipiți. Doi s-au pornit spre Emaus plin de dezamăgire. Toma nici nu mai vine la întruniri, la întâlniri. Era în altă parte. Nu știm ce s-a întâmplat. Oricum, atmosfera era de frică. În Biblie spune că stăteau închiși prin case, de frica evreilor, a iudeilor. Iisus învie după ce învie, se arată ucenicilor. Ei primesc în suflet bucuria credinței. De acum sunt convinși, abia așteaptă să meargă și să spună tuturor despre Isus, să în învieria. Atât de mare este entuziasmul și de mare bucuria încât Domnul Isus e nevoit să îi oprească. Ar fi pornit atunci. Îi oprește, spunându-le, rămâneți în Nu vă duceți nicăieri. Vremea misiunii n-a sosit. Rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Iisus a vorbit despre cinzecime, despre coborârea Duhului la cinzecime. În cetate Ierusalim au rămas plin de nerăbdare, cu atmosferă și cu un entuziasm extraordinar. Îi găsim la rugăciune, strânși în odaie de sus, doritori să se organizeze, realizează că unul dintre cei 12 lipsește, Iuda, care trădase și care se sinucisese. Și atunci au zis, hai să punem în locul lui pe cineva. Și au tras la sorți după ce s-au rugat ca să fie așezat între Matea și Banaba, cineva, unul dintre ei. Ce ne spune această atmosferă? Și apoi a venit cinzecimea. Și în ziua cinzecimii, Petru se ridică în fața tuturor și au zis ce spune. Voi l-ați omorât pe Isus, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Ca apoi să fie arestat scurt timp, tras în fața scaunului de judecată a Sinedriului și s-a cerut să dea seamă. Autoritățile i-au ordonat să nu mai vorbească nimeni în numele lui Isus și nimeni să nu mai vestească învierea la care Petru s-a ridicat în fața lor și le-a zis, Judecați voi singuri. Se cade să ascultăm de oameni mai mult decât de Dumnezeu? Păi nouă, Iisus Hristos ne-a spus să vestim numele până la capătul lumii, a pământului, la toate națiunile. Și voi ne spune să tăcem. Păi puteți să ne tăiați, puteți să ne puneți pe foc, puteți să ne trimiteți în pușcărie, dar nu tăcem. Noi nu ascultăm de oameni mai mult decât ascultăm de Dumnezeu. Vorba aceasta nu ascultăm de oameni mai mult decât de Dumnezeu, sublinia în altul respect pe care apostolii îl aveau față de autorități. Dar deasupra acestui respect era respectul față de Dumnezeu. Cum vă puteți explica, stimați credincioși, această transformare a celor temători, fricoși, ucenici în oameni cu atâta curaj și cu atâta tărie de caracter, că au mărturisit pentru învierea lui Isus, dându-și ca preț și, și viața. Nu este altă explicație decât ei l-au văzut în viață. Și puterea învierii le-a copleșit sufletele și a transformat. Mai e o dovadă. Ea se numește experiența personală a trăirii relației cu Domnul Isus. Și aici mă gândesc că fiecare dintre noi poate fi o dovadă. Fiecare e o dovadă. Până la urmă, Mântuitorul nostru Hristos a spus așa, și veți fi marători. În toată lumea. Aici este făcută trimitere la experiența personală pe care e chemat fiecare credincios să o aibă cu Hristosul cel înviat. Dacă ar fi să te întrebe cineva: Crezi că Iisus Hristos a înviat? Îi spune: Da. Și ca dovadă acestui crezi cu siguranță că în povestea vieții de credință pe care ai trăit-o cu Dumnezeu până acum sunt semne ale pașilor celui înviat. Sunt urme. Experiența cu El. Bucuria iertării păcatelor, întâlnirea cu Domnul Isus Hristos în părtășia rugăciunii, bucuria umplerii cu Duhul Sfânt, a cercetării lui Dumnezeu în mijlocul necazului, Pacea pe care o ai din partea lui Dumnezeu, odihna credinței, perspectiva speranței, trăirea cu Hristos în viața de zi cu zi, răspunsuri la rugăciune, toate astea sunt dovezi că Isus Hristos este viu. Ați avut experiențe cu Dumnezeu? O, oh, dacă ar fi să le rememorez și să le împărtășesc câte. Îmi dați voie să vă împărtășesc o asemenea experiență? Pentru unii dintre dumneavoastră este cunoscută într-un cerc aici la biserică, v-am împărtășit-o. În urmă cu nu foarte mult timp, este o experiență relativ recentă. Mă găseam într-o călătorie în Canada și unul dintre cunoscuții mei de acolo m-a dus la aeroport în Toronto, de unde urma să vin în România. A fost o călătorie foarte frumoasă. O călătorie însoțită de Dumnezeu, despre care prin Duhul Prorociei am avut mesaj înainte ca acea călătorie să aibă loc și toate obiectivele pe care mi le pusesem în față s-au împlinit încă și mai mult. Și atât eram de bucuroși, abia așteptam să mă întorc la școală, să mă întorc acasă și să împărtășesc cu cei de la școală biruințele pe care ni le deduse Dumnezeu. Uh, ultimul punct pentru această călătorie în Statele Unite și Canada a fost Toronto. Kitchener Toronto. După ce am făcut formalitățile de verificare, cum se face în aeroport, am căutat locul de unde îmi pleca avionul, am văzut că pe ecran este afișat că zborul cu care urma să vină înspre România are o întârziere de 10 ore. Se întâmplă ceva. Și din cauza aceasta, întârziere. Asta e. Aștept am citit, am făcut ce am știut, între timp mi s-a făcut foame. Am dus să caut un loc de unde să pot cumpăra de ale mâncării și după ce am decis ce să cumpăr, când să plătesc, am constatat că nu mai era la mine pus Îl pusesem bine aici în haină unde l-am pus și nu mai era. Eu fi am căutat în geantă, în cealaltă geantă, nicăieri. Ca un copil fără grijă, așa m-am găsit -o în situația aceea. Pormoneu, pormoneu, numai că așa cum se împăturește el în două, la mijloc era pus pașaportul și în pașaport biletul. Acum e acum. Cum mă duc acasă? Unde e îi? Cum îl aflu? Câte lume au trecut pe minte? Să merg înapoi la prieteni în Canada, n-aveam cum, că trebuia pașaport. Să urc în avion, nu aveam cum, că trebuia bilet și pașaport. Practic eram blocat. Am căutat pe tot locul pe unde m-am gândit eu că am fost în intervalul acela de câteva ceasuri bune, vreo șapte ore, trecuseră între timp. Am sfârșit prin a mă duce la un centru unde se anunță în difuzoare, cum se întâmplă în aeroporturi, situații de acestea. Și s-a anunțat. Oamenii de acolo mi-au zis stați la poartă și o să vină cineva dacă se găsește. Între timp, oamenii se urcau în avionul meu și am realizat, aici rămân, eu nu plec nicăieri. N-am cum. Era o rușine. Ce o să spun? Nici n-am sunat pe Laura să-i spun, vezi că sunt în situația asta. Dar am zis la nimeni nimic. Domnul să aibă milă de mine și să mă scoată la loc larg. În momentele acelea, mi-am amintit de cuvântul pe care mi l-a spus Dumnezeu prin prorocie înainte de călătorie. Chiar aici era o seară de rugăciune în Biserica Emanuel, printr unul dintre frații proroci care ne-a vizitat. M-am întărit în credință. În profeție se spunea că Domnul va rândui această călătorie să fie o biruință și o bucurie de la început până la sfârșit. Și am zis, asta nu se potrivește, că nu-i bucurie acum la sfârșit. Asta ne caz la sfârșit. Doamne, fă ceva! Și m-am rugat a spus, Doamne, Tu știi unde sunt actele mele, știi unde este pormoneul meu, te rog frumos să mi-l dai, vreau să plec acasă. Lipește-mi, rogute, ochii de omul acela la care este, mă voi duce să-l cer. Am uitat peste oameni, erau sute de oameni, zborurile s-au dat peste cap, turnul de control al aeroportului Heathrow din Londra avea o defecțiune și nimeni nu mai pleca spre Londra până când s-a remediat problema. Între timp s-au tot adunat oameni, o îngrămădeală și în puzderia aceea de oameni m-am uitat așa după ce m-am rugat și ochii mi s-au lipit de un domn care făcea curățenie în aeroport. Mâna împingea un căruț în care erau puse a lui. M-am apropiat de el, am salutat și am întrebat, domnule, nu ați găsit cumva niște acte, un portofel, un pașaport, s-a uitat la mine și îmi spune, Domnule, nu vine să cred. Apoi a ridicat, a dat la o parte de acolo de unde avea lucrurile lui în căruțul acela, uhus în jur, și a luat portofelul meu, că l-am văzut în mâna lui, eu... Așa mi-a venit să sar asupra lui și să mi-l însușesc. Și el a nu, no așa la distanță, mâna calm, l-a deschis mi-ar -mi dea să fug în avion l-a deschis, s-a uitat la fotografie, s-a uitat la mine și mi-a spus tu ești și mi le am mânat. a venit peste mine așa o bucurie am urcat în avion printre ultimii dar cu un sentiment al prezenței lui Dumnezeu a realității existenței Hristosului cel înviat a prezenței lui acolo cum n-am trăit-o de multe ori în viață. Pentru mine e clar? Pentru mine este foarte clar. Dacă ar fi să relatăm, să începem în această, acum, da, la 12 și 7 minute, să începem să spunem experiențe, să se ridice Petre, să se ridice Benimi, să se ridice Cornelia, să se ridice Nicu, să se ridice... N-am mai gătat! Și toți avem ce spun pentru noi care venim la picioarele Domnului mereu și mărturisim că este viu, nu e rezultatul unei spălări de creier. Nu. Și nici rodul unei educații moștenite de la străbunii noștri. Nu. Pentru noi e o experiență vie. Vă chem la ea. Pentru minte sunt răspunsuri pentru suflet, sunt răspunsuri. Și ce bine când Duhul lui Dumnezeu Seamănă sămânța cuvântului în pământul minții și prin Duhul de viață naște credința care copleșește și rațiunile minții. Binecuvântat să fie Domnul! Vă chem în această dimineață să mărturisiți pe Iisus Hristos în puterea învierii sale. Și dacă e cineva care încă nu l-a întâlnit, să-și deschidă înaintea lui inima. Mai în celelalte duminici, nu știu dacă nu la botez, a venit un domn, era chiar la ieșire, și a zis domnul pastor, eu sunt ateu, am venit și eu la biserică, am venit, am văzut lume, sunt ateu. Îmi dați voi să vin la biserică așa ateu cum sunt? Și a zis, da, vină. Se da, dar sunt ateu. N-am ce căuta între credincioși. E adevărat, dacă credincioși au ce căuta între atei. <laughs> Lino. Și a zis, eu văd ceva în această comunitate și sunt invidios că eu n-am. Uite-te la oamenii ăștia, domnul pastor, cum vorbesc, cum râd, cum sunt de vesel, ce seninătate pe față. Eu n-am. Ea aș vrea să fac parte la această comunitate, dar nu cred, eu să ateu. <laughs> nu e așa ateu cum ești și dacă ți curată și sinceră inima, acela care a învins și moartea, dar apoi ateismul, se va arăta și ție. Slăvit să fie în numele Lui. Să ne ridicăm și să ne rugăm.